Persoanele fizice autorizate care obțin venituri sub 100.000 de euro pe an pot opta între două modalități de plata impozitelor, și anume impozitarea în sistem real, adică exact pe suma pe care o câștigă, sau varianta taxerii pe baza normelor de venit. De exemplu, la norma de venit, un taximetrist uh, poate să plătească impozitul, sta, norma de venit în județul Hunedoara este stabilită la 12.000 de lei lunar. Anual scuze, care această normă de venit se impozitează cu 16%. El plătește, face plăți anticipate o dată pe trimestru. În cazul în care acest taximetrist obține venituri de peste 100.000 de euro pe an, situația se schimbă. Dacă acest taximetrist are venituri peste 100.000 de euro, este obligat să declare impozitul în sistem real, venitul în sistem real. Reprezentanții Ministerului Finanțelor nu au introdus această măsură întâmplător, ci au avut la bază un motiv serios, și anume acela ca o formă de organizare să nu fie mai avantajată decât alta. Se consideră că această sumă de 100.000 de euro este o cifră de afaceri pe care o persoană fizică o are destul de mare, și este obligatoriu ca această persoană să țină contabilitatea și să vadă exact ce venituri are, ce cheltuieli și să plătească impozitul după profitul care îl obține cu nedorenii persoane fizice autorizate care doresc să afle mai multe informații cu privire la plata impozitelor. Le pot obține la birourile pentru asistența contribuabililor din cadrul administrațiilor finanțelor publice, accesând pagina de internet www.anaf.ro sau telefonic la centrul de asistență a contribuabililor la numărul 031-4039160.